Sala sportivă a clubului Chimia, CS Chimia. Sala de haltere, CS Chimia. Împreună cu domnul profesor Gheorghe Dinu. Ce rezultate ați avut anul acesta? A fost un an bun? Pentru secția de haltere a clubului Chimia, anul acesta, pe lângă ce ne-am propus până la ora actuală, au mai fost două medalii în plus, dar vor mai veni încă medalii la următoarea competiție, cea majoră a seniorilor. Cum spuneam, medalii multe, ca și în anii precedenți. De fapt, știi foarte bine că ai făcut haltere și întotdeauna, în ultimii 10 ani, haltere clubul Chimia au fost printre fruntașele Pentru anul, ce obiective aveți? Obiectivele încă nu le-am stabilit pentru anul, le voi stabili după competiția din noiembrie, cea a seniorilor. Întotdeauna tindem la mai mult, numai că trebuie să avem, în primul rând, și condițiile necesare care să ne ducă acolo unde ne dorim. Știm că e foarte greu gândindu-ne la condiții, peste tot, așa că nu putem deocamdată să gândim la rezultate deosebite, dar Matei Sorina, ce rezultate ai avut anul acesta? Bună seara, mă numesc Matei Sorina, sunt sportiva clubului CS Chimia. Anul acesta am avut deosebite medalii. Am luat la campionatul de senior locul 3, la campionatul de junior 2 am luat locul 2. Sunt foarte mulțumită de ceea ce am progresat în anul acesta. Cu greu, dar toate au ieșit cu bine. Mult succes pentru viitor! Da, vreau să spun în ultimul rând, mulțumesc din tot sufletul antrenorului meu, Dinu Gheorghe, și antrenorului meu care m-a antrenat, Daniel Moldovan. Și iubitul tău! Vă mulțumesc! Antrenor moldovan Daniel, ce rezultate ați avut anul acesta? Deci rezultate ca antrenor sunt la început, dar încep să apară. Într-adevăr sunt proaspăt antrenor, există o vorbă teoretic, dar nu practic, la mine e invers, sunt practic, dar nu teoretic, din păcate. Ca sportiv am luat o medalie la Cupa României de seniori, urmează finala de seniori în noiembrie, pe 12 plecăm, eu împreună cu Matei Sorina, Matei Anda și Dabul Laura. Sperăm să ne întoarcem cu medalii și de acolo. Eu vreau 3. Sorina, îmi permit să vorbesc de ea că eu o antrenez și la ea ne dorim tot 3 medalii. Vreau să te întreb dacă se merită acest efort. Deci, din punctul meu de vedere, nu se merită, din păcate. Nu se merită nici pentru mine, nici pentru colegii mei. Din punct de vedere al sportivului, nu se merită, din nou, Din punct de vedere al antrenorului nu pot să zic că se merită pentru că nu am niciun beneficiu. Nu sunt angajat, nu sunt absolut nimic. Din păcate, mi s-a spus și mie că nu se angajează în sistemul bugetar. Așa o fi, nu m-am interesat foarte bine. Ce să-ți mai spun? Știu că eforturile depuse de voi sunt foarte, foarte mari. Mă gândesc că, nu știu, sponsorii, cineva care vă ajută, ceva anume? Sponsori foarte, foarte rari. Îl avem pe Valentin Pătru alături de noi, cum poate și el. Și cam atâta. Alt sponsor nu am mai avut. Din câte știu... De zile nu am mai avut alt sponsor. Din câte știu și dânsul este sportiv de performanță. Da, este sportiv de performanță, dar la altă ramură sportivă, powerlifting-ul. Nu sunt foarte bine informat, dar din câte știu anul ăsta a ieșit campion european. Mă aflu alături de domnul Valentin Pătru. Care sunt rezultatele anului 2013? Bună seara! Anul 2013 a fost un an bun în rezultate sportive. Am participat la campionatul european de Masters la Luxemburg, unde am obținut un locul 3, un locul 1 la proba de Geno, un locul 2 la proba de îndreptări și locul 3 la total. La același concurs a mai fost prezent și un sportiv român care a câștigat locul 1 la categoria sub mine. A fost un an bun în rezultate obținute, am luat și examenul de arbitru internațional și îmi doresc în viitor, pe 2014, să plec și la campionatele mondiale care vor avea loc în Statele Unite, unde voi și arbitra. Vă mulțumesc!